Ce avem noi aici? Păi alt, ce să avem? Un articol de Digi24, da? Vedem titlul exclusiv, mărturia unui român care luptă în Ucraina. Simțim efectiv că există un colaps de suport și de sprijin. Suport și sprijin sunt sinonime, domnul român. Se moare pe cadre. Ah. Îl vedem și pe român, este mascat, este liderul grupării de voluntari, contracost, da? Români de la Battle Group Jetica. Bun. E mascat, da? Ca să nu-l găsească garda sau ceva de genul ăsta, sau să nu îl prindă Putin, nu știm. Dar nu avem și partea de video, ba o avem. Hai că îi dăm play și ne rugăm să nu intre niște Revenim în reclame. Ucraina, vă spuneam, suntem în dialog cu comandantul grupului Merge perfect. Jetica cu indicativul Jetotac, care mulțumim tare mult pentru. Jetotac. Ăsta este liderul grupului și este cel care ține toate prelegerile și cuvântările, da? A fost și la Antena 3, bine, Antena 3 l-a poreclit în loc de Jetotac, i-au spus Jetodac. Ok? Și vedeți dacă ăsta este cel care tace, nu vreau să știu cum sunt ăia care vorbesc de la Getic. Așa, da? Și referitor la titlul ăla cu exclusiv, domnilor de la Digi24, stați liniștiți că a făcut ăsta turul televiziunilor, da? Și a canalelor de YouTube și a oricărui voia să-l bage în seamă și avea cât de cât o platformă. De exemplu, Radu Hosu, care are o pagină mare de Facebook, da? Făceau live-uri împreună. Bun. Pentru că reușește să fie alături de noi. Vorbeam despre realitățile în care se află acum Ucraina și vreau să revin la discuția aceasta în care presa occidentală vorbește despre un pericol parcă iminent și ne întrebăm cum este pentru un om, în primul rând, soldat chiar fiind român, care se află. Soldat român? Cum? Este un militar român care luptă pentru forțele armate ucrainene? Să sperăm că nu știe asta ce vorbește. Acolo pe front. Cum e pentru dumneavoastră personal? Cum este pentru dumneavoastră această emoție, până la urmă, dată de. Scuze că întrerup, da? Una este, bă, un român care luptă în Ucraina și alta este un soldat român. Da? Iminența Că unei. poate aude Putin, nu de altă. E posibilă catastrofă. Catastrofă. Da, e puțin frustrant, sincer. Eu am experimentat. A început cu cuvântul sincer, da? În general, oamenii care spun sincer, vă spun, dau cumva, semnalizează cumva că nu întotdeauna sunt sincer, dar de data asta sunt sincer. Ok, bun. E o chestie de psihologie. De la sfârșitul ianuarie din 2023 și pot să spun că am fost destul de eficient până primirii august. Deci, da, simțim efectiv că există un colaps de suport și de sprijin și m-am întrebat cum vedem o posibilă catastrofă. Vedem o posibilă catastrofă ca să Bun, am improvizat ceva, am repoziționat cumva camera pentru că pe jumătate de ecran rulează niște imagini gen de arhivă care n-au prea mare legătură cu subiectul acestui videoclip și care pur și simplu nu ne interesează. Noi suntem însă foarte interesați să vedem ce vorbește românul care apără România de la distanță. Da? Și da, știu că sunetul este slab, dar asta e. Ăsta e materialul clientului, cu asta lucrăm. Vorbesc cât mai fi aici. Deci, are dreptate, domnul președinte Zelenski, Putin nu se. Observați, în primul rând, că îl respectă pe Zelenski și da, îi dă și dreptate, că Zelenski nu greșește niciodată. Da? Nu se poate în Ucraina, suntem foarte conștienți și foarte siguri, toți cei din Getica români care sunt în Ucraina noastră, absolut sunt dubiu că va fi așa. Ați vorbit. Da? Deci, fără niciun dubiu. Ok, așa va fi. Da, deci când spune Zelenski o treabă, păi treabă este. Vorba lui este factură. Dacă spune, de exemplu, că Bahmut nu va cădea niciodată, păi așa rămâne. Da?
sau Avdiivka sau câte și mai câte a mai spus Zelenski de-a lungul timpului că ne-am lămurit și cu el. Dar mie mi se pare o copilărie să te duci la luptă bazându-te pe vorbele lui Zelenski, Doamne ferește. Este cu aceste deocamdată sărămâni zvonuri de declarare de anexare a tranziției de către Rusia. Ok, ne luăm după zvonuri, dar așteptați, băi, să se apropie întâi ruși de Odessa și pe urmă o apărați. Bun? Încet, încet, românii și eu cred că comunitatea internațională, de la noi mai mult ca oricine, că sunt foarte aproape de zona asta, ok, de aici, de aici în România, mai avem 253 de kilometri maxim, în linie dreaptă. Da, am înțeles. Deci, în linie dreaptă, românii practică o tactică modernă, și anume apărarea avansată. Da? De ce să așteptăm noi la graniță să vedem dacă până la urmă vin rușii peste noi și dacă au ceva de împărțit cu noi? Nu, nene, mergem noi la 300 de kilometri în linie dreaptă înspre ei ca să apărăm România. Bună logică, da? Bine. Românii trebuie să fie conștienți că din ce în ce mai multe semnale de alarmă trase de experți internaționali, nu de noi care suntem simpli soldați aici, spun că Putin nu se va opri în Ucraina. Și cam... Aoleu, deci experții internaționali, da? Deci, oricum, ce te așteptai de la ăștia, de la Digi24, n-are ce face Putin în viața lui decât să invadeze Europa. Și trebuie să o ia prin Ucraina, că Putin este bărbat adevărat, da? Și alege drumul cel greu. Alege să treacă prin cea mai militarizată țară din Europa, după Rusia. Da? De ce, dacă tot vrea să invadeze Europa, de ce nu intră prin țările baltice? Și să nu vă prind că spuneți că stai, că alea sunt în NATO. Păi oricum nu ai cum să invadezi Europa ocolind țările NATO. Da? Ce faci? Ce ocupi? Serbia? Ce ocupi? Elveția? Ce ocupi? Cam toată Europa este în NATO. Bun. Aici concludem. Din punctul nostru de vedere de soldat, o să continuăm să luptăm. Da, și asta spune despre el, că sunt soldați. Să clarificăm încă o dată aspectul. Termenul este mercenari. Nu e un termen jignitor. Conform Dex. Da? Un militar care luptă contra cost pentru o armată străină se numește mercenar. Și avem aici una bucată român, una bucată armată străină, armata ucraineană și plată, soldat lunar. Da? Care variază între 7-800 de euro lunar pentru cei din linia a doua, deci nu pentru cei de pe front, în principiu pentru românii noștri, care am înțeles că și-au făcut cel puțin într-o perioadă, nu mai știu pe unde sunt acum, veacul Nicolaev, care este la vreo 80 de kilometri depărtare de Dnipru, iar rușii sunt dincolo de Dnipru, ok? Și se ajunge până la aproape 3.000 de euro pentru militarii din linia întâi. Bun. Mărturie, simțim că nu mai sprijin. La ce s-o referi? În fine, hai. Tot timpul avem muniție și probabil sperăm să nu trebuiască să luptăm până la timp. Dacă ăștia sunt ei, vedeți și steagul ucrainean pe mânecă. Sperăm să nu apucăm să luptăm până la ultimul cartuș, cred că o să spun. Cartuș, dar până nu s-au mai văzut tragedii din astea, nu o să fie plină din istorie, dar e frustrant, e puțin frustrant că s-a oprit sprijinul ăsta internațional așa fără nicio explicație. Da, filmarea asta cu casca găurită, am mai văzut-o, e făcută chiar de ei, deci exclusivitatea Digi24 constă în aceleași filmulețe pe care le-a învârtit tot. În exclusivitate, Antena 3 CNN. Ce să zic, bă, băiatule? Ce să zic? Deci n-au sprijin internațional? Păi stai puțin, că Uniunea Europeană sprijină, din ce știu eu, Ucraina. Chiar și România, în mod direct, sprijină Ucraina. Așadar, indirect, îi sprijină și pe militarii înrolați în armata ucraineană, deci și pe românii noștri. Și nu mai satur să le spun așa, românii noștri. Când a fost cel mai dificil moment, bănuiesc oricum
orice zi, evident, nu este o zi ca pentru fiecare dintre noi, fiind pe frontul din Ucraina, dar când... Așa, pot să mă dau mai deoparte. Vă rog să opriți clipul, să-i puneți pauză, să ghiciți voi la comentarii care credeți că a fost cel mai dificil moment. Eu aș zice că Bahmut, da? Dar poate că au fost și momente mai dificile. Ia să vedem care. A scris? Bun. Hai să-i dăm drumul. V-ați simțit că este cel mai dificil moment în care v-ați aflat acolo? Cel mai dificil moment este acum, în zilele astea, în perioada asta. Am avut momente foarte dificile, pentru că era... Dacă acum este mai rău decât la Bahmut, vă dați seama ce nenorocire este acolo? Voi, hai să fim cei care am venit aici, n-am așteptat să venim într-un carusel și într-un montan rus, într-un parc de distracție, nu știu la ce ne formăm. Se moare pe capete, e un război în care murim din ambele părți, orice aș zice, oricare dintre părți, se moare pe capete. Și zic eu, să mă uitați că zic din fericire, că Cătăina Micu are o rată de mortalitate mai mare decât o armată ucraineană, pentru că dacă nu efectiv ne-am te... În sfârșit, o minciună cap-coadă, limpede, o minciună cinstită, frățic. Deci cum să spui că partea care are mai multă muniție, deci care trage de 5, 10, 20 de ori, cu mai multe obuze, da? De artilerie, este și cea care are cea mai mare mortalitate. Că e așa o chestie de probabilistică. Cum? Cum să spui așa ceva? Na. Ăștia n-au muniție, dar cumva cu puțină muniție sunt foarte, foarte eficienți, da? Termina efectiv, noi suntem mult mai puțini decât ei. Am lucrat eficient pentru că am avut arme mai bune, dar ăsta este cel mai dificil. Am avut arme mai bune. Dar ce s-a întâmplat cu armele alea? S-au stricat? Da? Au expirat, nu? Ca un iaurt, așa. Bă, au fost bune, dar gata. Uite, ne uităm pe capac și scrie acolo că de mâine trebuie să le aruncăm, că nu mai sunt bune. Ce-au făcut, mă, cu armele? Vi le-au stricat rușii cumva? Vi le-au capturat? Da? Cu armele lor mai proaste, hai să o zicem direct, cu lopețile, v-au capturat armele voastre bune. Bine. În momentul când începi să te apropii de un colaps, okay? De un colaps al frontului și, din păcate, nu este un colaps care cauzezi tu pentru că nu ești eficient în luptă, e un colaps care cauzează logistica și alți factori care tu nu se încerca să-l dar n-ai cum să-i controlezi. Am văzut oameni desfăcuți bucăți, ne-am văzut colegi morți, oameni care... Trebuie să mai... Da? Deci ați înțeles. Bă, soldații sunt eficienți, doar că n-au muniție. Dar rămân în continuare eficienți. Logistica e de vină. Și Putin. Că sunt informații cu un puternic impact emoțional, nu vreau să vă întrerup, dar trebuia să avertizăm acest lucru pentru publicul nostru. Da, îmi cer scuze. Este în regulă. Da. Uite, păștia lui, o clipesc. Sigur. Ne întrebăm acum... Stau aici ca la parastas. Spuneți că trăiți practic cu moartea. Nu știu dacă pot să folosesc acest termen, dar așa pare. V-ați gândit să renunțați vreodată? Cât sunteți dispuși să rămâneți acolo? Nu. Până vin ruși. Hai, a fost o glumă proastă, recunosc. Am avut chiar momente grele în care am avut dificultăți chiar și cu conducerea, cu comandanții ucrainieni, pentru că se ajunge la tensiune și la discuții până la urmă, toate lumea tensionate și nu e extrem de bine. Moralul începe să scadă în momentul când vin în perioada asta în care suntem acum. Deci românii au probleme cu comandanții ucraineni. Dar noi luptăm pentru ei, da, și ne apărăm țara de la distanță. Bun, dar... Moralul e scăzut, muniție nu mai e, dar... Ia. Am supus la vot și nu vreau nimeni să meargă acasă. Noi continuăm să credem că dacă slăbim... E democrație, da? Că poate or fi votat vreo 2-3 și au spus, bă, vrem acasă. Și au spus, nu, supunem la vot. Uite, noi restul de 5 votăm să rămâneți aici. Dar... Inamicul aici, o să avem mai puțin de lucru cu el în partea noastră. Sperăm că niciodată să nu ajungă război în România. Continuăm să o spunem în fiecare apariție media, să nu credeți cineva că ne dorim război, trebuie să fie... Da, cu fiecare apariție media, cu militari români care luptă în Ucraina,
voi îndepărtați pericolul unui conflict între Rusia și România. Asta e clar, da? După ce am văzut ce am văzut aici. Dar, din păcate, nu o să fie doar de partea noastră responsabilitatea. S-ar putea ca noi, până la urmă, să nu putem să evităm un război. Okay? Și când zic România, mă refer la și la Republica Moldova. Okay? Chiar dacă suntem două republici separate, sunt frații noștri. Și Moldova este într-o situație extraordinar de periculoasă cu momentul ăsta. Alături de mine este și domnul ministru Ian Ponescu și îl întrebăm dacă vrea să mă întrebe ceva. Da. Bună seara, întregul meu respect și vreau să fac o adăugire la ceea ce a spus dumneavoastră. În acest moment se vorbește puțin în România de faptul că 9 milioane de cetățeni români se află într-o situație asemănătoare cu cea prezentată de domnia sa. 9 milioane în Republica Moldova, în Ucraina, în Orientul Mijlociu, oameni care se află la limită sau direct implicați în război. Ar fi bine să știm lucrul. Aveți un drum. Ce vrea asta? Orientul Mijlociu, oameni care se află la limitoane în Republica asemănătoare cu cea prezentată de domnia sa. 9 milioane în Republica Moldova, în Ucraina, în Orientul Mijlociu, oameni care se află la limită sau direct implicați în război. Ar fi bine să știm lucrul. Aveți o întrebare pentru... Da, deci 9 milioane de români cumva se războiesc pe undeva prin lumea asta. Nici nu știam că suntem atât de mulți. Foarte tare. Ah. Mentar. Aș vrea să... Getodacii, hai și în Orientul ăla, hai și acolo, tătuți, că mai sunt și români de protejat acolo, nu? Apărăm România, Orientul Mijlociu. Nu o întrebare, aș vrea să aibă încredere că ceea ce face, într-adevăr, este înțeles și în lumea, să spunem, din rândul Alianței Nord-Atlantice, în legătură cu sacrificiile pe care dânșii le fac, că le înțelegem foarte bine. Niciun sacrificiu, domnul Diaconescu, ăsta e ăla care pronunță izdădrael, cam ca bot, pentru că doar un sacrificiu, mă corectez, un singur român a murit, conform spuselor celor de la Battle Group Jetica, unul singur a murit în războiul intens cu rușii, care durează de mai bine de 2 ani, da? Unul singur, da? Eficiență! Și că reprezintă un sprijin și pentru noi de cealaltă parte a frontierei vestice. Vă simțiți voi sprijiniți sau mai degrabă puși în pericol de acești câțiva rătăciți, români rătăciți pe acolo prin Ucraina, care luptă cu ruși? Și care luptă foarte mult și pe Facebook, și pe internet, și la televiziuni, după cum vedem. Da? Că ei nu luptă și tac, ci își fac publicitate. O să mă întrebați de ce? Păi, donați. Da? Cer donați. Radu Hosu, seristul Radu Hosu cere donați, 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 donați. Și întotdeauna când vrei să primești cât mai multe donații, trebuie întâi să te faci cunoscut unui public cât mai larg. În felul ăsta vei găsi mai mulți donatori cu cât publicul este mai larg. Dă! Și facem turul televiziunilor și donați, donați susținere, vedeți? Și pe burtieră tot scria de susținere, susținere. E așa, o treabă psihologică. Mulțumim frumos, apreciem. V-aș mai întreba pe finalul discuției dacă, sigur, în aceste momente grele în care pare cumva că rușii se pregătesc să atace pe toată linia frontului, există discuții în rândul comandanților despre posibile ofensive, contraofensive ale ucrainenilor în acest an? Astăzi Volodymyr Zelensky vorbea despre această posibilitate. Da. Deci omul le-a spus mai devreme. Suntem în prag de colaps. Nu mai avem suport. Moralul e la pământ. Nu s-a prăbușit logistica. Nu? Parcă așa spune. Și când ești în condițiile astea, pleci la contraofensivă.
Asta ce să spună? Da. Da. Există, bineînțeles, acum... Dacă a spus Zelenski, iau. O să vorbesc în limită, în telefon să vorbesc, că există și secretul de serviciu aici, dar bineînțeles că nu se ne întreb niciodată. Sunt planuri. Președintele Zelenski spunea de câteva surprize care așteaptă pe Rus. Nu o să încetăm niciodată să luptăm cu inamicul și bineînțeles că întotdeauna o să găsim niște maniere de a modifica anumite elemente ale războiului ca să ne convină puțin și mai puțin să facem treabă, chiar dacă războiul clasic nu se mai poate duce fără muniție și fără de azi, că a fost o dezvoltare a industriei dronei, ce ne-am dat seama că probabil că dronele comerciale care se pot adapta deci asta mai au ucrainenii droni, numai că, surpriză, rușii au și mai multe drone, și mai variate, și mai performante. Către încheierea discuției, vreau să vă rugăm, știu că nu vă permite timpul să rămâneți foarte mult alături de noi, ce ați dori să transmiteți celor de aici din țară? Auzi, dar de ce nu-i permite timpul să rămână mai mult? Băiete, hai mai repede cu interviul, că trebuie să mergem la contraofensivă. Eu nu-i reproșesc faptul că nu se luptă. Doamne ferește, departe de mine gândul ăsta. Dar viața de soldat, mai ales că nu ești în prima linie, și acolo nu eram în prima linie, da? E formată și de multe momente, moarte, momente de așteptare. Asta e natura meseriei. Chiar și familiilor domnilor voastre, pentru că sunt convins că nu ne-am putea imagina emoția pe care au aceștia știindu-vă acolo. Ce-ați dori să transmiteți membrilor familiilor domnilor voastre și românilor de aici? Au probabil aceeași emoții pe care le aveau familiile scorpionilor roșii, care nu mai știu pe unde erau, Iran, Afganistan sau pe unde erau, și altor români. Da? Aceleași emoții. Da? Și același mobil, că nici ei nu apărau România prin Afganistan. Ci bani. Da? Adică era oricum concurență care se ducă acolo. Sapre România de la mii de kilometri distanță. Am dorit să le transmită românilor că ne gândim mult la ei, ne gândim mult la patrie. Orice am face aici și chiar dacă luptăm pentru țara străină, am spus așa să mai spun. Ne-am luptați pentru țara, dar pentru Ucraina luptați, nu pentru România. Terminați cu textul ăsta, că nu vă crede nimeni. Credem că luptăm pentru România aici și de ce nu luptăm și pentru latura umanitară de a ajuta un vecin care nu contează dacă am avut relații foarte bune cu el sau nu înainte. Să spunem că tu ai doi vecini și amândoi scandalagi, da? Când un vecin intră peste celălalt, se au la smardoială, tu, deși nu prea înghiți pe niciunul dintre ăștia doi, te duci ca să ții partea uneia dintre ei. Da? Probabil că te duci dacă ăla spune ea, bă, salariu și ține în parte. Atunci da, poate că da. Și ce zice propaganda, în principiu relațiile astea se pot repara oricând. Ne gândim la țară și sperăm că românii să ne înțeleagă. Se pot repara oricând. De 30 și ceva de ani de când există Ucraina ca stat, da? Am avut numai probleme cu ei. Da? Inclusiv Ucraina este statul care deține foste teritorii românești și despre care unii români, probabil mulți, consideră că au fost furate de la România. Da, de sovietici, da, de ruși, și de ucraineni, că sovietici erau și unii și alții. Însă, faptele rămân. Care este statul care deține teritorii românești și nu le înapoiază? Să spună, bă, România, uite ce, scârbile alea de ruși v-au luat teritoriile astea și mi-au dat nou. Acum luați-le înapoi, da, că am scăpat de sub influența lor. Deci, da, se repară sotul. Înțelegem că și în România există propagandă, îi îndemnăm cât mai mult să verifice știrile, să încerce să aleagă cu inima, ok, când aleg o parte. Când urmăriți știrile, da, urmăriți-le și analizați-le cu inima. Creierul este pentru fraieri. Ok? Bun. Bine de știut. Sau asta în lupta asta, să încerce să aleagă cu inima și să vadă care e cel mai slab și care e atacatul.
Și familiilor, ce să le spune, familiile s-au obișnuit cu gândul, am fost mai greu la început, dar eu cel puțin din prisma mea personală, acum după un an nu mai prea am probleme să-mi convin familia că o să fie totul bine. Sperăm la ce o să fie mai bine, eu sper că nu o să rămân pe aici, o să pot să mă întorc în țară și o să fie tot bine pentru mine. Dar familiile înțeleg ce facem și sunt de acord cu noi și înțeleg că până la urmă facem un sacrificiu pentru țară și pentru viitorul copiilor noștri. Vă mulțumim tare mult pentru că ați reușit să vă găsiți. Bă, nene, știți că eu am un playlist, nu-i mai spun numele, că m-a demonetizat YouTube numai pentru că am pronunțat pe video numele acelui playlist, dar vă dați seama voi care este dacă vă uitați în playlist-urile mele, așa, băi, mi-e dur să mă uit la clipurile aia, bă, cu mercenari asumați. Da, frate, un britanic vine și spune, am venit aici, am venit pentru bani, am făcut așa, omul nu e mascat, nu e nimic, e natural, se și vede din ce vorbește că știe cu armele, știe cu luptele. Nu, bă, nu mai pot cu patrioții ăștia, nu mai pot cu ei, nu mai pot.